Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, pur și simplu e colectivă pentru un colectiv de doamne și de domni, domnișoare și domni, cum vreți voi să fiți, un colectiv care a trecut printr-o poveste sau trece printr-o poveste de dragoste, care se pare că, după cum arată cărțile, este o poveste între două suflete perechi care trec printr-o mare, mare suferință și unul și altul și vă simțiți trădați. Dar, în primul rând, unul. Dacă voi sunteți cei care vă simțiți foarte trădați, eliberați-vă de această suferință. Dar, dacă sunteți, nu dar, și nu știu, intuiția îmi spune că dacă până acum v-ați simțit voi trădați, trădate, și ați vrut să încheiați un capitol, moartea, da? Și lumea, gata, am încheiat subiectul, da? Am încheiat subiectul. Ia să. Da? Pentru că cineva n-a putut să aleagă. Posibil cineva cu marcaj puternic în semn de aer. Da? N-a putut să aleagă. Și, dragii mei, indecizia asta aduce multă suferință, pentru că indecizia în sine aduce comunicare confuză, tăceri, semnale mixte, chiar dacă se pare că există dragoste îndrăgostiții. Dragoste, euforie multă, dar foarte multe din emoțiile acestea, unul, le consumă mai degrabă în băutură și încearcă să fugă prin muncă. Da. Interesant, apare justiția. Posibil pentru unii să fie, iau te justiția și nebunul. Posibil pentru unii dintre voi să fie o întâlnire la locul de muncă cu trei de monede și nebunul. Și această întâlnire la locul de muncă să provoace pe unul dintre voi, un contract. Că e contractul de la locul de muncă, că este o căsătorie, variază pentru unii dintre voi, este provocată această viziune a dreptății. De fapt, ce înseamnă dreptate? Ce înseamnă să trăiesc corect? Faptul că am semnat un contract, că sunt cu cineva, nu înseamnă însă că trăiesc corect. Adică sunt întrebări pe care unii, în momentul în care au parte de această trădare, trădare, în ce se suferință, încep să și le pună sau alții nu și le pun niciodată, dragii mei. Alții nu și le pun niciodată. Dar hai să vedem ce. La clarificatori, în cazul în care am nevoie, am amestecat și clarificatorii. Ați fost lăsați în frig în ceață. Ați fost părăsiți din cauza unor jocuri mentale sau jocuri mentale posibil să fie stilul acestui personaj până în acest moment. Da? Posibil să fie și niște invidioși, să fie și alte terțe părți sau a patra, a cincea parte, nu contează, să fie oameni în jur, prieteni, familii, cunoștințe care își bagă nasul. Și uite așa, își bagă nasul într-o relație de suflet, într-o relație între două suflete perechi și cele două suflete, în loc să crească împreună, da, au parte de dezamăgire. Am văzut regina de spade, am văzut împărăteasa, am văzut și mult și valetul de cupe. Asta îmi spune că cineva încearcă să trateze rațional chestiuni care țin de dragoste, de emoții și este cam imposibil. Dar hai să mai amestecăm o dată. Cine e această persoană pentru unii dintre voi? Dacă o recunoașteți, ascultați în continuare. Dacă nu o recunoașteți, probabil că această etalare nu e pentru voi. Cine e această persoană? Câteva date. O dată. De două ori. De trei ori. Împărăteasă. Turnul. Da, separarea a fost. Între voi o separare. Deci turnul, moartea, lumea, 10 de spade, suferință și unii dintre voi v-ați cam săturat. Rămâne de văzut dacă în dragostea voastră mare și în eleganța și nobleța voastră veți primi niște. Veți primi, nu înseamnă că veți accepta condițiile anterioare. Veți primi niște scuze. Deci unul dintre voi este foarte profund în felul cum tratează dragostea, acela foarte imatur. Această persoană, regele de bâte, asul de monede, faetonul, interesant. Ia clarificăm. Șase de spade, valetul de bâte și noua de bâte. Ia uite. Această suferință pe care am văzut-o mai devreme,
foarte amorțită iar în muncă și în băutură pentru unii dintre ei sau în petreceri sau în alte activități care le aduc bucurie. Poate nu e muncă și băutură, poate este, știu, fiecare își consumă, își anihilează, amorțește această suferință într-o activitate. De exemplu, 8 de monede și 9 de cupe poate să fie o activitate, un hobby care vă place, da? Vreți să faceți goblenuri, da? Asta vă umple sufletul, da? De bucurie în momentul în care faceți goblenuri. Iar apare justiția, iar apare formatul pe care l-am văzut, da? Dar acest personaj, după această suferință, după această separare, încă mai speră. E o distanță între voi. Speră că dacă vine înspre voi, și nu e speranță, aici e problemuța acestui personaj, încă e... Rămâne de văzut acum, imediat continui fraza, pentru unii dintre voi această ruptură să fi fost destul de recentă. Și când zic recentă, poate să fie și câteva luni. Pentru că unii oameni, dacă n-au experiența și exercițiul analizei, autoanalizei, n-au cum să se transforme foarte repede, n-au cum să-și găsească răspuns la întrebări, dacă și le pun. Deci, cu alte cuvinte, n-au cum să iasă din această energie toxică diavolului. Că e muncă, că e băutură, că este o obsesie, pentru că văd regele de bâte, asta îmi spun că poate să fie o atracție foarte, foarte mare între voi și acest personaj. Într-adevăr, este distanță, avem 3 de bâte, faetonul și 6 de spade, toate sugerează distanță. Dar acest personaj, în acest moment, cu regele de bâte și 6 de spade, se pare că e în continuare atras de voi. Posibil tot ce s-a întâmplat să-i fi provocat. Să vrea să vină înspre voi, să vrea să comunice valetul de bâte, dar mare grijă pentru că vrea să-și exprime, nu dragostea, pardon, nu mă lua cu minciunele, dragă personajele, da? Fără minciunele. Nu, vrea să ofere un dar sau o nouă relație, rămâne de văzut. Și să comunice atracția pe care o simte față de voi. Nu dragoste, atracție. Eventual să vă invite să continuați, să treceți peste aceste dezamăgiri, peste blocajele pe care voi le puneți, eventual pe care le-au pus și ei, conștient sau inconștient, stând în energiile terțe sau influențele exterioare ale lor. Sper că înțelegeți limbajul, da? Da? Și să mergeți mai departe. Își dorește să mergeți mai departe acest personaj. Asul de monede. Asul de monede și valetul de bâte. Însă vom vedea ce mai fi. Acest personaj, asta este. Cuceritor. Cuceritor. Interesant. Își dorește foarte mult să ia de la... să înceapă ceva nou. Poate chiar un proiect, poate o colaborare, poate să vă dăruiască un dar, în fine, un cadou, da? Ca să-și arate atracția față de voi și să încerce să lăsați un pic garda jos. N-aș spune musai cucerire, să lăsați un pic garda jos. Pentru că nu are cum să treacă totuși de acest 9 de bâte, chiar dacă e determinat. Poate să treacă peste blocaje din viața lor, dar dacă voi puneți blocaje în calea lor pentru că sunteți dezamăgite sau dezamăgiți, aici trebuie să lucreze. Trebuie să lucreze bine. Hai să mai vedem situația dintre voi acum. Acest personaj e la distanță. Nu e lângă voi. 6 de spade. Și trebuie să lase cu diavolul pe care l-am văzut, dacă vrea să vină și să aibă succes și să vă convingă, n-aș spune de termen, să vă convingă să lăsați un pic garda jos, acest personaj trebuie să lase în urmă tot ce a fost negativ, tot ce este negativ în viața lor.
După 6 de spade lasă în urmă apele tulburi și merge către soare. Da? Și văd totuși cărți senine, cu excepția acestui 9 de bâte, care ar putea să fie reacția voastră după câte ați prin câte ați trecut, este normal. Hai să vedem situația prin care treceți acum. Uf! Pe care? Câte sunt? Una, două? Sunt prea multe. Situația prin care treceți acum. Una, două, maxim trei cărți. Situația prin care treceți acum. Ok. Regele de cupe. Regele de cupe, regele de spade. Unul rațional, altul sentimental. Dar nu înseamnă că unul este mai slab decât celălalt. Ce interesant, am mai spus eu cândva. Unul, cavaler, cavaler de spade, celălalt preocupat de lucruri înalte, steaua. Cavalerul de spade ar putea să fie felul în care va acționa acest rege de spade. Haideți să explic. Iar, interesant, iar, da, legătură, are legătură cu această trădare, această durere, această suferință. Am zis, unul este căsătorit. Poate că are acolo probleme în căsnicia respectivă sau dacă nu e căsătorit acasă, în cultura, tradiția în care a crescut, da? Și toate aceste lucruri adaugă așteptare în manifestarea poveștii dintre voi, adaugă un soi de dezechilibru, adaugă, adică menține dezechilibru acea energie, căsătorie sau familie sau job, pentru că ei trebuie să-și facă timp pentru acele responsabilități și probabil că nu și-au organizat suficient de bine timpul sau vă acorde și vouă timpul pe care îl meritați. Ce pot să zic? Într-un fel este de înțeles dacă sunteți la început. Dacă povestea e mai veche, ar fi trebuit să aibă timp să-și organizeze prioritățile. Între voi, energii foarte diferite. Repet, unul este emoțional, altul rațional. Unul este profund, altul are posibilitatea să devină profund, dar am senzația că nu merge până acolo pentru că ar putea să devină rege de spade, dar este doar un cavaler. Vine, pleacă, unor vorbește, alteori tace, pentru că spada poate să însemne și tăcere. Unul dintre voi este foarte credincios. Aici văd la regele de cupe, văd o cruce. Interesant această... Văd o cruce și asta mă face să cred că regele de cupe manifestă steaua. Manifestă vindecarea de această decepție mult mai repede. Dacă acest personaj până acum n-a simțit profunzimea legăturii dintre voi, emoțională și mentală, o va simți după această separare. Și într-un fel sau altul, este o lecție pentru ei să-și regăsească credința în felul în care se manifestă, pentru că viața nu poate fi trăită doar la nivel mental. Este doar un nivel și asta înseamnă o superficialitate. De-aia am spus că ar putea să devină regele de spade, ar putea să fie înțelept, dar până acum nu a fost. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă între voi este o lecție. Este o lecție. Suferința, lecțiile vin cu suferință. Unor picăm, da? Luăm note proaste, mai rămâne și repetenți. Depinde. Depinde de lecție, depinde de subiect. Interesant, sunt trei regi, trei energii masculine. Până la urmă, se pare că în această perioadă se manifestă energia masculină mai mult decât cea feminină. Asta înseamnă, doamnelor, că dacă ați oferit până acum emoții și ați încercat să vindecați, acum trebuie să fiți în echilibru. Să vă vindecați pe voi, nu numai să stați să-i vindecați pe alții, să vă vindecați pe voi și să vă urmați calea voastră, da? În echilibru emoțional, eventual, chiar în echilibru mental, chiar dacă acest personaj va veni spre voi, văd semnale și v-am spus chiar de la început că va veni într-un fel sau altul. Hai să vedem.
Eu așa vă văd, două persoane diferite. Unul foarte spiritual, altul foarte... pământean. Prima regină care apare. Da, ia uitați-l. Aici este un stil de viață. Cum am zis mai devreme, poate petreceri cu prietenii, trei de cupe, băutură, aventuri. Pot să fie și sexuale sau pot să fie pur și simplu. Hai să mergem în drumeție, hai să fim tot timpul ocupați ca să nu intrăm prea mult în lucrurile profunde ale vieții, să nu aprofundăm relațiile dintre oameni prea mult, pentru că e obositor. Hai să ne simtem bine. Să ne simtem bine cu cavalerul de bâte. Da. Interesant, apare regina de cupe. Există corespondența emoțională între voi? Există. Ideea este că există și concurență. Concurența înseamnă familia, repet, jobul, da, alte persoane din jurul vostru, a lor, și asta a creat mult stres în relația dintre voi. Și totuși, dacă până acum ați fost văzute sau văzuți niște persoane sentimentale, se pare că după atitudinea pe care ați luat-o, în care ați zis, gata, nu mai accept orice compromis. Compromisurile se fac, într-adevăr, dar cu măsură și acestea și nu cât să afecteze misiunea noastră spirituală, aș spune, e mai importantă decât cea profesională, să nu ne afecteze visurile, speranța, credința, da? Și stima față de noi. Se pare că voi, prin felul în care ați acționat, ați demonstrat că sunteți persoane de valoare. Regina de monede. Sunteți persoane de valoare. Sunteți persoane care vă ocupați de creșterea voastră financiară, manifestați creativitate într-un mod și pământean. Chiar dacă sunteți persoane idealiste, manifestați și un soi de realism, de bun simț, nu exagerat, de bun simț. În continuare, creați, faceți bani, vă ocupați de voi și în primul rând vă țineți viața în strună. În această perioadă, acest personaj despre care am vorbit meditează. Nu în sensul spiritual, nu cred că face yoga, se gândește, cu alte cuvinte. Stă și se gândește, poate să aibă și niște vise, unele dureroase, altele revelatoare. Încearcă să înțeleagă unde s-a manifestat sau de ce s-a manifestat durerea. Încearcă să înțeleagă acest lucru. Pentru că până nu înțelege, nu poate să vină înspre voi. Nu poate să vă cucerească. Și totuși își dorește să-și facă putere, să... își facă curaj, mai bine zis, să vă întâlniți. Valetul de monede. Își dorește să-și facă curaj, să vă întâlniți. Hai să vedem, clarificăm. Regina de monede. Hai să și clarificăm, da? Regina de monede. Am zis, regina de cupe și puterea, pentru că voi sunteți pline de pasiune, da? Voi sunteți pline de pasiune.
Și de compasiune, și de mă scapă cuvântul, măi, dragii mei. Îmi scapă cuvântul. Empatie, mă, e la empatie, da. Se întâmplă. Da, vedeți? Voi aveți puterea. Aveți puterea să fiți vulnerabili, să oferiți, da? Să fiți de ajutor celor care au nevoie de ajutor, să aveți capacitatea subtilă de a tempera ego-ul. Voi vă puteți iar, voi vă puteți controla impulsurile. Da? Nu trebuie să umblați ca acel cavaler de bâte, da? Și nu simțiți nevoia, pentru că acum sunteți și mai mult în echilibru. După validare rapidă, după aventuri. Aici sunteți voi, regina de cupe, da? Puternică. Puternică pentru că se poate transforma oricând. Eu cred că și împărăteasa tot voi ați fost. Ia uite, dezamăgire, da? Dezamăgire. Sunteți triste, sunteți dezamăgite, dar vă regăsiți, vă păstrați în primul și în primul rând. În această putere vă rețineți impulsul, poate și orgoliu de a răspunde într-un anume fel sau, eu știu, de a manifesta altfel de acțiuni, da? Vă temperați leul din voi și manifestați stabilitate și respect față de voi înșivă. Clarificăm patul de spade. Ia uite. Marea preoteasă. Intuiți că această dezamăgire este din cauza și aceste așteptări, această așteptare prin care ați fost puse sau puși, este din cauza că cineva fuge de dragoste, 6 de cupe, da? Și 7 de spade. Cineva a fugit, acest personaj, da? A fugit de dragoste. Am zis, până acum, până să deschid aceste cărți, nu a prus nimic legat de cupe, de emoții. Ideea este că separarea dintre voi provoacă să recunoască ceea ce simt. În tăcere, probabil că nu știți, și ei încearcă să-și analizeze gândurile. Clarificăm 6 de bâte. Dintre voi, dacă vine cineva cu această dorință de întâlnire, de... prea multe. Foarte multe. Interesant ce simt. Păstrez cărțile, chiar dacă sunt multe. Deci, Sole, Magicianul, 6 de bâte pe 6 de bâte, iar Regele de cupe, l-am văzut și aici, Asul de bâte și 4 de cupe. Iar 4 de spade. Ia uite, împăratul. Acest personaj acum se gândește. De fapt, cum a provocat el durere? Prin felul, ia uite, felul de a comunica. Lipsit de sensibilitate. Cavalerul de spade este lipsit de sensibilitate adesea. Uneori poate să spună adevărul, alteori poate să vorbească atât de bolovănos, de necizelat, încât produce suferință. E și varianta sa negativă.
Deci acest cavaler de spade, uite, regele de spade și cavalerul de spade, vedeți și voi, și iar asul de monede, pe care vrea să vi-l ofere, da, îl vrea. Dar degeaba vrea dacă nu știe să se poarte. Acest personaj a vrut să fie în control, da? Și v-a adus multă suferință. Și a adus și lor, pentru că sunteți suflete perechi. Și acum stă și analizează. Ce înseamnă căsătoria tradițională? Ce înseamnă să fii în control? Ce înseamnă să ai autoritate? Sunt subiecte profunde. Rămâne de văzut dacă își găsesc răspunsurile la aceste întrebări, pentru că dacă n-are exercițiu funcționării ca și rege de spade, toate aceste întrebări îl forțează într-un fel sau altul. Dar nu e suficient să fii rege de spade, nu e suficient să găsești răspunsurile pe care raționale, pentru că sunt lucruri care doar pe cale divină, intuitivă și emoțională le poți înțelege. În fine. Pentru unii dintre voi, acest personaj are acum o trezire cu soarele. Așa simt. Soarele este trezire. Dintr-o atitudine egoistă, pentru că șase de bâte poate să fie egoist, apare încă o dată. Una este, și aici este, una este să fii magician și șase de bâte și alta este să fii șase de bâte și soarele. Da? Asta înseamnă că, pe de o parte, cucerești pentru că ai trezire, ai cu adevărat încredere în tine, știi cine ești, îți cunoști energia și știi că vrei să mergi înspre soare, și alta este să ai magicianul, pentru că magicianul, în contextul pe care l-am văzut mai devreme, sugerează și o persoană egoistă, manipulatoare, da? Narcisist. Da? Și aici este trezirea acestui personaj. Cum ar putea să manifeste cu adevărat reușită în relația dintre voi? Să manifeste reușită și nu să manifeste atitudinea aceea egoistă. Cum? Pentru că vor să vină înspre voi regele de cupe. Însă, mare grijă. Rămâne de văzut dacă acest personaj a înțeles, pentru că dacă e timpul scurt, posibil să nu fi înțeles. Sau foarte puțin. Sau foarte puțin. Acest personaj vrea să vină spre voi. Dar mare grijă. Cum vine? Mare grijă. Vom vedea și celelalte cărți. Pentru că oferta pe care vă o face este mai degrabă pasională. Nu este emoțional. Am senzația că acest patru de cupe puteți să fiți voi. Unele dintre voi care refuzați. Chiar dacă acest personaj își dorește relația de lungă durată, își dorește ceva valoros pentru că văd o valoare, în momentul în care va veni, nu vă va arăta aceste lucruri. Clarificăm puterea. Clarificăm puterea. Ia. Doi de spade și îndrăgostiții. Vedem o carte. Ia. Există un blocaj între voi. Există un blocaj. Ego-ul lor, ego-ul altuia care se luptă cu ei, lipsa de încredere, stau în calea manifestării acestei iubiri. Și toate acestea trebuie vindecate. Altfel se creează jocuri mentale, altfel se permit influențe exterioare negative în această legătură de suflet, foarte profundă. Clarificăm valetul de monede. Totuși, ia uite, stea. Câte sunt? Hai să le păstre.
Dar e interesant cum au venit patru cărți, dar foarte importante. Aici este. Știți și voi, știu și ei. Sau dacă încă n-au înțeles, vor înțelege. Încercând. În momentul în care vor veni la voi cu această ofertă, cu un cadou, cu ceva, cu o dorință de a vă întâlni, de a crea ceva, o dorință exprimată destul de timid. Ideea este că ei își doresc foarte mult să schimbe energia dintre voi, suferința care s-a manifestat. Vor să schimbe această atmosferă pentru că și ei suferă. Și ei, nu știu dacă e pentru prima oară când suferă, dar în relație cu voi, suferința aceasta îi fac să înțeleagă că există dragoste. Am văzut regina și regele de cupe. Există dragoste. Împreună sunteți puternici. Împreună vă potriviți. Și tocmai această suferință îi fac să simtă că într-adevăr e dragoste. Și atunci, dacă ei simt că e dragoste, vor să schimbe energia. Rămâne de văzut încât timp. Dar vor trebui să aleagă între stea și diavol, între relația karmică, între ego, frică, dorința de a face bani, dorința de a avea aventuri sexuale, dorința de a vă avea, de a vă avea doar din punct de vedere sexual, da? O căsătorie, căsătorile sunt karmice, căsătorile sunt adictive, codependente, căsătorile cam așa sunt majoritatea, dragii mei. Foarte rar, foarte rar sunt așa. Foarte rar apare marele preot, da? Foarte rar sunt legături spirituale. Majoritatea sunt în lanțuri. Pentru bani, pentru sex, pentru confort, pentru mâncărică. Majoritatea și au femei care sunt non-stop la dispoziția lor, da? Sau bărbați care le oferă siguranță financiară, da? Să nu vorbim doar de femei, ci și bărbați. Cam astea sunt căsătorile, da? Relațiile karmice. Dar trebuie să aleagă între asta și steaua. Ei în continuare trebuie să decidă. Și probabil că vor decide cât de curând. Pentru că am văzut că totuși aceasta e energia în această perioadă. Voi vă vindecați și n-au cum să vină nevindecați. Nu au cum să vină nevindecați. Dacă vin în această energie, tu, piei diavole de aici, așa o să faceți. Tu, ia lasă-mă în pace. Aici cred că sunteți voi. Ca patru de cupe. Așa simt. Dacă îi primiți, ar trebui, ia uite, 9 de bâte, 10 de bâte. E o tăcere care apasă. Acesta este mare blocaj dintre voi. Indecizia acestui personaj. Și este un om care trebuie să învețe să decidă. Și e foarte interesant cum simt. Regele de spade de-abia. Cum se trezește regele de spade din ei? Și nu contează zodie. Regele de spade este o figură foarte înțeleaptă, care știe să decidă. Regele de spade nu stă în doi de spade. De-aia zic că este mai degrabă în această perioadă doar un cavaler. Cavaler de bâte, am văzut mai devreme, la un moment dat. Rege de bâte, da, este pasional. Dar are tendința să fie mai egoist. Poate chiar destul de mult. Și în relație cu voi trebuie să se trezească. Să manifeste victorie din dragoste, cu pasiunea aceasta să fie generată de dragoste adevărată. Altfel nu este primită. Dacă este doar un păhărel. Hai la un păhărel. Să ne bucurăm nițel. Da? Ia, era o melodie. Cu o cană cu vin. Ah, da, ia. O să caut și o melodie, da? E melodia mai de iarnă. Cum erau versurile? Cred că asta sunteți voi. V-ați săturat sau bărbați, femei, ce oți fi? Dar v-ați săturat de păhărele, de vorbă. Vreți lucruri serioase care puteți crea? Da, o care puteți crea. Vreți oameni serioși care manifestă stabilitate și emoțională, și financiară, și pasională. Regele de bâte e stabil în varianta sa bună. Dacă ar ajunge aici, ar fi minunat.
Probabil că vor ajunge într-un fel sau altul cu ajutorul vostru, dar asta nu înseamnă ajutorul vostru, să știți, dragile mele sau dragii mei, nu se manifestă musai stând lângă ei. Ajutorul vostru poate să fie și de la distanță, da? Prin stea. Îi vindecați la distanță prin energia voastră, prin emoțiile voastre, prin puterea voastră, prin felul în care vă respectați. Da? Deci, toate lucrurile se pot manifesta cu succes. Energia negativă se poate schimba dacă acest personaj alege corect. Și uite așa frumos ar trebui, de fapt, invers ar trebui să fie, da? Pentru că diavolul ține pe loc, aici este bâta legată, aici sunt lanțurile și steaua este la distanță. Probabil să fie și distanță fizică între voi, dar în primul și în primul rând este distanță energetică spirituală. Și acest personaj trebuie să învețe să simtă și să se trezească. E o lecție în primul și în primul rând a spiritualității, pentru că suntem într-un secol foarte și într-un an foarte special. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup numai bine, sper că v-a plăcut. Ciao, ciao!